Pentru două aspecte. Primul este, cum spuneam, faptul că în apelul 2 de proiecte al CEF-ului, România a reușit pentru prima oară în istorie să-și adjudece banii alocați în acest proiect. Este vorba de 509 milioane și n-a făcut-o oricum. A avut în februarie, când a demarat acest apel de oferte, a avut mult mai multe solicitări de proiect decât erau bani alocați. E iar o premieră. De obicei nu reușeam să ducem atâtea proiecte ca să acopere măcar teoretic. Acum ne-a venit confirmarea, au fost aprobate aceste proiecte. Comisarul European ne-a felicitat pentru acest lucru. Urmează pasul următor, care este la fel de greu, să determinăm companiile să continue să implementeze aceste proiecte, cu alte cuvinte, să absorbe acești bani.